Bună ziua tuturor! Astăzi vom face un dish îndrăgit de multă lume. Este vorba despre ratatouille. Rețeta de astăzi este confit Gialdi. Este o rețetă inventată de Michel Gerard. În ce constă? Roșii vinete, dovlecei. Vom avea un pat de legume peste care vom adăuga aceste legume feliate la cuptor 90 de minute, 150 de grade. Mai întâi, ce am să fac? Am nevoie de, pentru fondul de sub, am nevoie de ardei copți. O să bag la 220 de grade, 20 de minute acești ardei. Popăr cu folie. Bag la cuptor 20 de minute la 220 de grade, cuptor static. Vom tăia legumele acum. Folosim o mandolină sau un burner. Pur și simplu feliile cele mai subțiri. Avem nevoie cam, pentru recipientul care l-am, cam 30 de felii din fiecare legumă. Așezăm legumele frumos. Până ta. Ok, și roșiile. Roșiile sunt moi, nu încerc la mandolină. O să scot tot sucul, toată zeama din ele. Fă cum îți spun eu, că eu te învăț de bine. Prefer să le tai la cuțit. Am roșii de culoare roșie și roșii de culoare galbenă. Și așa în continuare până vom termina toate legumele de feliat. Am spus, în jur de 30-40 de felii pentru fiecare ingredient. Avem două feluri de dovlecei, două feluri de vinete, două feluri de roșii. Acestea sunt legumele noastre. Trecem la pasul 2. Confecționarea bazei. Ceapă. Doi căței de usturoi. 5 în tigaia, loc mediu, 2 linguri de ulei, 3 linguri de ulei, așteptăm să se încingă, ulei încins, lăsăm ceapa să se îngălbenească, apoi adăugăm celelalte legume care ne-au rămas de la tăiat. Ceapa s-a muiat, s-a îngălbenit ușor, după cum am spus, foc mic, ardei copți, aveam ardei și roșii blanșate de ieri. Putem folosi asta, puteți folosi pulpă de roșii, roșii depășite și restul de legume care au rămas de la feliat. Dovlecei, vinete și roșii. Ce avem nevoie neapărat? Ardeii copți. Tăiați mărunt. Asta va da o culoare și un gust aparte bazei noastre, fondului. E de neînchipuit. Cât de mult mint bărbații, doamne? Nu aveți ardei copți sau nu aveți timp să faceți ardei copți, puteți face baza doar din legumele care le-am feliat. Ceapă, usturoi și restul de legume care ne-au rămas de la feliat. Ok, ușor, la foc mic, adăugăm și celelalte legume. Procesul este durat, durează aproximativ 20 de minute. 20 de minute, pe urmă s-a făcut frumos, s-a nins, s-a toate. Foc mic și amestecăm. Putem pune și capac și lăsăm ușor totul să se moaie. Au trecut cam 10 minute, legumele noastre au început să se moaie frumos. Putem renunța la capac. Observat. Ușor, la foc mic. Nu ne rămâne decât să facem un piure în blender. Și acum, atacul. Totul înăuntru aici.
O să mă folosesc de niște supă, dacă este prea gros. Ok. Să vedem ce am obținut aici. Nu ne trebuie toată compoziția. Așternem doar un pat din acest minunat piure. Ok, ce avem de făcut? Câte o felie din fiecare așezate în modul acesta. O felie de dovlecel, o felie de roșii. O felie de vânătă, o felie de roșii. O felie de dovlecel, o felie de roșii. Înțelegeți? Uitați ce contrast frumos. Și începem să construim de jur împrejur. Ok, am terminat cu legumele. Deasupra vom turna un ulei aromat compus din plante aromatice, sare, ulei de măsline și usturoi. Am dat drumul la cuptor să preîncălzesc cuptorul la 150 de grade. Ulei de măsline, sare, ierburi de Provence, amestecăm bine. Și turnăm această compoziție pe toată suprafața legumelor. Ok, acum acoperim cu hârtie pergament. Lăsăm un loc de aerisire. Am acoperit bine. Îl băgăm la cuptor 90 de minute, 150 de grade cuptor static. Am scos din cuptor, cu restul de legume am mai făcut două porții. Aceasta este varianta de ghiveci călugăresc, varianta modernizată de chef Michel Gerard. Așa arată versiunea confit Vialdi a lui Michel Gerard. El a fost cel care a inventat acest dish. Calorii foarte puține, 40 calorii pe 100 de grame, preț sub 10 lei pe porție. Sper să vă reușească și vouă. Vă mulțumesc și pe data viitoare. La revedere! Sunt luni de zile de când n-am mai zâmbit și n-am mai râs.